aici ai toate Mercedes-urile și în special, să spun așa, ceea ce era limuzina secolului până anii 60. Mercedes-ul cu 4 uși și cu 6 uși, care a fost acel faimos 600, care l-au avut toți șefii de stat, printre care și al lui Ceaușescu. Ceaușescu avea un landole, se numea asta, adică se deschidea numai în spate, lung ca una din aceste mașini, și le avea al lui Mao Tse-Dun, al lui Brejnev, al lui Ceaușescu, 7 șefi de stat, Elvis Presley. Pe vremea aia era mașina, care nu avea nimeni o altă limuzină. Aveți acolo o jucărie verde, mai ascundusă. Jucăria verde aia este, atenție, asta este un Messerschmitt. Este o bijuterie. E mai cunoscut făcând avioane de război pe vremea celui de-al doilea mondial, însă acest Messerschmitt, care îl vezi aici, are o mare calitate. A câștigat pe Able Beach la categoria lui. Și atunci, probabil că a costat de 3 ori mai mult decât face tărtăreața asta, dar chiar că tărtăreața e unul singur. Are o mutră foarte haioasă, așa, șoricel arată. Altă faimoasă mașină, cred că a costat $100, pentru că mi-a făcut-o cadou Simona, sau cum se numește, Halep, nu? Halep Simona Halep. Uite, are și semnătura pe ea, pentru că a pierdut un pariu de la mine, știi? Eu trebuia să-i dau o mașină sau ea să-mi dea alta. Și atunci s-a hotărât să-mi dea una pe care nu o aveam, în loc să nimerească vreun Ferrari sau vreun Maserati sau vreun Rolls-Royce. Dar o aștept eu la colț și, până la urmă, mă păcălește ea și cu una mai de calitate. Acum, cred că acum 20 de ani, sau mai bine 25 de ani, feciorul meu ăla mare, ce papa, vreau și eu o mașină, nu știu ce, eu vreau mașina asta. Zic, foarte bine, nu știu, câți ani ai? Ce, 14? Zic, bine. Când ai avea 35, îmi spui. De ce 35 și nu 18? În ziua când a avut 35 de ani, a venit și a zis, țiriac, el țiriac, cum spune. Nu, tata? Cheile. Ce cheie, mă? Cheile de la Porsche. Ce Porsche, mă, ești prost la cap? A, 959, mi l-ai promis la 35 de ani. Poftim. Uite, și acum îi plătesc chirie să mă lase să-l pun aici. Serios? Așa, pentru că au fost 200. Caraian a distrus-o pe prima. Avea și 80 de ani. Vorbind de 80 de ani, în momentul când a ieșit din fabrică cu ea, a băgat-o în primul zid în fața acolo. Deci rămăseseră 199. Acum nu știu câte au rămas, însă asta, o mașină veche, cred că are vreo 2000 de kilometri după...